test pentru ei înainte, nu e destul de foarte, foarte dificile și cu siguranță nu sunt foarte concentrați. Eu cred că avem un atu față de ei, datorită omogenității care s-a creat și datorită avem aceeași echipă care am avut-o și anul trecut și nu au avut multe schimbări de jucători. Ei au făcut multe transferuri și cu siguranță o să mai aibă nevoie de timp ca să se cunoască mai bine. Să dăm tot să ne motivăm fiecare în parte și, și să arătăm ca o echipă frumoasă. Mergi cu Dinamo, știu, acum mai special pentru tine? Pentru mine nu mă vede foarte mult timp acolo, doar jumătate de ani. Sunt mult mai concentrat și mult mai bucuros că am făcut această alegere de a veni aici și mă simt foarte, foarte ok. E un meci ca oricare, ca oricare altul, e important să, să luăm fiecare meci în parte, să ne concentrăm și să scoatem maxim din fiecare meci. Am stabilit un obiectiv pentru acest sezon? Momentan suntem la început, să zic așa, dar până atunci nu ne gândim. Depinde foarte mult de rezultatele care le vom avea, de prestațiile care le vom avea și cu, cu timpul vom vedea dacă avem capacitatea și valoarea necesară.